Trăim în vremuri incerte, greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. Pandemia și amenințările Rusiei sunt situații care ne-au dat viața peste cap și ne-au marcat. Însă, oare ce îi îngrijorează mai mult pe români? Coronavirusul, eventualul război sau majorarea prețurilor la alimente și utilități? Pandemia și-a pus amprenta pe stilul de viață al românilor, iar acum când totul părea să revină la normal, la doi pași de România există posibilitatea unui război. În același timp, nici din punct de vedere economic, oamenii sunt nesiguri din cauza prețurilor exagerate la energia electrică și gaze naturale, dar și la alimentele de bază. Toate mă îngrijorează în principiu, că înainte era mai bine, mai munceam, știam ce... ce să facem încă de dimineață până seara. Acum nu știm ce facem de dimineață încă până seara. Întrebați pe tema principalelor teme de care sunt îngrijorați. Oamenii au precizat că principala problemă este grija zilei de mâine, însă nici față de pandemie sau de un eventual război sunt indiferenți. Pe dumneavoastră, ce vă sperie mai mult? Prețurile sau pandemia sau războiul? Mă sperie mai mult nesiguranța zilei de mâine și escrocheriile, hoțiile care sunt în țara asta. Deci până nu dispar astea, nu va fi bine. Lumea este o parte din popor care au bogății mari, așa, și majoritatea câștigate ilegal, iar restul de-abia o duc de pe o zi pe alta. Uitați-vă pe la pensionarii care au lucrat o viață întreagă, ce pensii mizerabile au. Iar cei care sunt la putere își fac pensii speciale și nu știu ce și nu știu cum, atâtea avantaje, și de restul pune-i doar la muncă. Ușor de obținut sau greu accesibil, banii se regăsesc pe lista scurtă a celor mai dese motive de îngrijorare. Instabilitatea economică impusă de pandemie și viitorul incert, propulsat odată cu ea, fac ca stresul financiar să devină o constantă pentru cei mai mulți dintre noi. Prețurile și pandemia. Până se termină cu pandemia, asta este. Pentru mulți români, grija asigurării unui trai decent detează de dinainte de pandemie. Lipsa de previzibilitate este cel mai mare dușman al confortului emoțional.